Bună seara, doamnelor și domnilor, la Capital Special. În această seară eu am alături de mine pe Dorina Băncilă și Cristi Merișanu. Dorina Băncilă candidează pentru Camera Deputaților din partea Pro-România. Cristi Merișanu, primarul municipiului Vulcan, este în calitate de susținător în această seară, susținător al Partidului România, a Partidului Pro-România și a Dorinei Băncilă. Bună seara! Bună seara! Bună seara. Iată, doamna Băncilă, sunteți pentru prima oară în studiul Capital TV. Sunt onorat să vă am alături de mine în această seară. Sunteți candidata Pro-România Vulcan pentru funcția de deputat în Parlamentul României. Sunteți la prima candidatură, ați mai candidat, ați mai participat la alegeri până acum? În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitație. Și eu vă mulțumesc pentru prezență. Da, sunt la prima candidatură pentru Parlamentul României, dar nu la prima candidatură pentru Consiliul Local. Vreau să vă spun că sunt la al doilea mandat de consilier local al municipiului Vulcan. Da, știu că faceți parte din echipa lui Cristi Merișanu la primăria Vulcan și mai știu că sunteți o fire războinică, așa, între ghilimele, în sensul că v-ați luptat cu fosta administrație din Vulcan pentru a nu se închide spitalul din Vulcan, pentru ca vulcănenii să beneficieze în continuare de o viață liniștită și asigurată de către spitalul din Vulcan. Având în vedere că ați adus în discuție acest subiect vis-a-vis de spital. Da. Într-adevăr, am avut unele probleme la începutul anului, probleme legate de spital. Faptul că spitalul nu a fost acreditat, fost administrație și conducere a spitalului au decis să facă o reorganizare în vederea schimbării structurii. Adică bine, nu a fost acreditat probabil din câte știu și din cauza fostei administrații care nu a făcut demersurile necesare și nu a investit și nu a făcut posibilă această acreditare. Această acreditare într-adevăr nu adică a fost... Practic a fost lăsat spitalul să moară încet, încet de către fostea administrație. Probabil că da. Din mai multe motive nu a fost acreditat spitalul, nu doar din cauza problemelor administrative. Au fost și probleme legate de documentație, au fost probleme legate... Documentația trebuia întocmită de către cineva care nu a avut interes să o facă cum ar trebui să facă, nu? Exact. Până la urmă, că despre asta vorbim. Da, deci a fost un minus al fostei conduceri. Drept urmare, au decis să îl transforme în spital de cronici. Noi, echipa lui Cristian Merișanu, într-adevăr ne-am sesizat din presă, nu am știut că am pierdut acreditarea, am organizat o ședință de consiliu, am cerut să vină conducerea spitalului să ne aducă la cunoștință situația spitalului în acel moment. Li s-au cerut variante, bineînțeles. Singura variantă cu care au venit în fața noastră a fost să îl transforme în spital de cronici. Noi nu am fost de acord. Și asta a fost unul din motivele pentru care în primul rând, colegii mei au decis să demisioneze din Consiliul Local. În timpul campaniei, unul din proiectele noastre a fost să menținem gradul spitalului, adică să înființăm compartimentul de ATI. Și pe această cale vreau să vă aduc la cunoștință că domnul primar a făcut primul pas
pentru acreditarea spitalului, primul pas aducând un medic de specialitate ATI în persoana domnului dr. Hârșan Remus, căruia îi mulțumim că a decis să ne fie alături ca să putem înființa acest compartiment ATI și, evident, să putem acredita spitalul. Dorina încearcă să zic, dacă permiteți, că eu, dar tot meritul este al echipei până la urmă, pentru că împreună cu Dorina Băncilă, împreună cu managerul spitalului, cu George Bălțatu, am făcut demersul ca în cel mai scurt timp să se redeschidă acea secție de obstetrică ginecologie, secție care practic ține gradul spitalului. Dar pentru a reuși să ținem această secție, este foarte important să reușim să înființăm această secție sau compartiment de ATI în municipiul Vulcan, în cadrul spitalului. Am luat deja primele contacte cu cei de la DSP, încercăm să vorbim și la București, acum știți cum e, că sunt alegeri și așteptăm să treacă puțin alegerile, să vedem cu cine vorbim până la urmă la București, pentru că dacă mergem acum și primim niște promisiuni de la minister, s-ar putea după 6 decembrie să ne întâlnim cu alți oameni acolo. Este foarte important lucru în echipă, acesta trebuie evidențiat, faptul că suntem într-o echipă unită, o echipă de tineri la Vulcan. Spunea Dorina că este la al doilea mandat de consilier local, a mai fost un mandat împreună, lucrăm de aproape 10 ani în echipă. Dorina s-a ocupat foarte mult de partea de femei, a fost președinta femeilor când eram în celălalt partid, este și acum președinta femeilor la nivel județean în Pro-România. Ține legătura foarte bine cu ele, cu problemele pe care le au, asta în paralel cu tot ceea ce face la Spitalul Municipal Vulcan. Vreau să, acum dacă tot am luat cuvântul, să vă spun că am venit astăzi aici pentru a o susține atât pe ea, cât și pe ceilalți candidați ai noștri, pe Dacian Ciodaru, care știm cu toți, este candidat pentru funcția de senator. El a candidat pentru președinția Consiliului Județean, lumea îl cunoaște, un om capabil, care a atras foarte mulți tineri, foarte mulți oameni care doresc o schimbare în politica hunedoreană. Domnul Rișteiu și domnul Marica împreună cu Dorina Băncilă pe partea de Camera Deputaților și am venit cu drag să susțin pe Dorina pentru că ea a muncit foarte mult în cadrul organizațiilor din Vulcan. În cadrul Spitalului Municipal Vulcan, toată lumea o cunoaște ca o fată care a ajutat pe toată lumea care a avut anumite probleme în Spitalul Municipal. Știm cu toții că sunt foarte multe probleme și fiecare om dorește să aibă un sprijin. Iar eu, calitatea mea de primar, am apelat și nu numai și înainte ca viceprimar, am apelat de foarte multe ori la Dorina și am încercat să rezolvăm problemele oamenilor, care pentru noi poate păreau probleme mărunte, pentru ei erau probleme de viață și de moarte. De aceea am încredere și o susțin. Sunt astăzi alături de ea și vreau să le spun tuturor că ceea ce se vede acum în municipiul Vulcan nu este numai meritul meu, este meritul întregii echipe, al Dorinei, al directorului de la spital, al celorlalți consilieri pe care îi avem. Și împreună, așa cum reușim în municipiul Vulcan să schimbăm, cred că toată lumea este de acord că în ultimul timp s-a reușit să se facă câteva schimbări și oamenii sunt foarte mulțumiți, tot așa dorim ca prin trimiterea Dorinei la București, alături de ceilalți colegi ai noștri, de ceilalți parlamentari care vor câștiga, să aducem un plus Vulcanului și de ce nu Voiejiului. Și cu siguranță că și faptul că ați ieșit primul se datorează vulcanilor care și-au dorit ca spitalul să nu fie închis, nu? Ca spitalul din Vulcan să nu se închidă și și-au pus speranțele că vor avea asigurată asistență medicală în orașul Vulcan până la urmă, nu? Da, Dorina, lucrând acolo în sistem, nu a vrut să intre foarte mult în amănunte, dar știm cu toții că vechiul manager cu fostul primar, practic și-au dorit anumite lucruri de la acest spital și anume trecerea lui în planul 2
și pe cât posibil închiderea unor secții. Noi ne deschidem, noi ne dorim foarte mult să redeschidem. Se zvonea că se dorește transformarea într-un cămin de bătrâni sau știu eu. Așa se zvonea, faptul că era un spital de boli cronici deja era ca un dispensar. Noi ne-am luptat în ianuarie, în februarie, ne-am pus mandatele pe masă și am plecat din Consiliul Local ca tocmai pentru a nu fi constrânși de partidul din care făceam parte, de anumite, știu eu, măsuri care veneau pe linie de partid, și atunci am preferat să punem mandatele pe masă și să luptăm pentru acest spital, Dorina fiind implicată acolo în cadrul spital, fiind și angajată și, cum să zic, la mâna lor, să zic așa, între ghilimele, a trebuit și trebuie să aibă și acum o poziție mai rezervată. Dar lucrurile au fost foarte grave la spital, iar acum, încet, încet, cu nou manager și cu ajutorul echipei, din care face parte și Dorina, încercăm să scoatem spitalul din poziția în care este. În acest moment este suport COVID și cred că lucrurile sunt destul de bine acolo acum. Deci, doamna Băncile, până la urmă, spitalul a fost acreditat? A scăpat de această... Spitalul se află în proces de acreditare. Ca să îl ce fel de acreditare? Ca să știi și spectatorii noștri ce fel de acreditare Acreditarea ANMCS. Acreditarea ANMCS pe managementul înseamnă... calității. Ce înseamnă ANMCS? Deci, acreditarea se face în baza unor proceduri impuse de la nivel de managementul calității. Trebuie să ne aliniem și noi, din punct de vedere calitativ, atât medical cât și administrativ, la normele impuse de Uniunea Europeană. Această acreditare urmărește acest lucru. Bun. Iar în această perioadă sunteți în proces de acreditare și... Suntem în proces de acreditare, așa cum spuneam... Aveți și alte investiții în cadrul spitalului? Primăria are un proiect în derulare, având ca prioritate reabilitarea în totalitate a ambulatoriului de specialitate. Pe lângă acest proiect, așa cum am spus, trebuie înființat compartimentul de ATI, trebuie să lucrăm la proceduri, la protocoale, ca să întocmim așa cum ne cer... Deci aveți de lucru cât cuprinde. Foarte, foarte mult, da. Cum se zice, mai ales că dacă în fost administrație segmentul de fonduri europene din cadrul primăriei aproape că a lipsit cu desăvârșire, iată că sub noua administrație a lui Cristi Merișanu se pare că aceste fonduri vor fi atrase cu precădere. Trebuie să fac o precizare aici, Vulcan, că și la spitalul din Vulcan. Acest proiect a început să fie demarat încă din 2016, doar că perioada de implementare este mai greoaie. Sperăm ca într-un an de zile, din câte am înțeles eu, să înceapă demararea lucrărilor. Da, s-au găsit multe probleme la spital în momentul în care a fost preluat de noua conducere. Adică vreau să vă spun că nici măcar căldură nu era, nici în spital, nici în policlinică. La momentul de față am reușit împreună cu managerul să asigurăm căldură în spital, iar în cazul policlinicii, unde sunt anumite aparate și laborator și la radiologie care nu pot funcționa decât la anumite temperaturi mai ridicate, riscau să intre într-o anumită defecțiune. Acum se lucrează la proiect, este aproape gata și zilele acestea am înțeles că se va da drumul la căldură și în ambulatoriu, ceea ce este un lucru foarte căldura bun. Căldura este asigurată de Paroșeni? Sau? Nu, căldura este asigurată de centralele de... Centrală proprie pe gaz. Dar erau niște țevi care am înțeles că erau defecte, nu înțeleg de ce vechiul manager nu a încercat să remedieze acest lucru pe perioada verii, atât timp cât
avea la dispoziție un an întreg, știa de anul trecut care sunt problemele și pentru că a spus de accesare de fonduri, am spus-o tot timpul și o să o repet, sunt spitale care au accesat foarte mulți bani, spitalul din Lupeni a luat 30, nu știu câte milioane de euro, ceea ce înseamnă o sumă foarte mare pentru un spital. Bani veniți pe problema COVID-ului care este în toată țara. Managerul din Vulcan, împreună cu primarul, efectiv nu au vrut să acceseze acest bani. Sunt foarte multe localități, foarte multe spitale, zeci de spitale care au accesat și au primit aceste fonduri. Am încercat să iau legătura cu cineva de la minister, acum am avut o întâlnire. Din păcate, 30 octombrie a fost ultima dată la care se mai puteau depune dosare. Banii au venit imediat, deja Lupeniu se laudă, să spun așa, cu investițiile care le vor face. La Vulcan, dacă nu s-a dorit, nu s-au accesat bani și toată cheltuiala care a fost în această perioadă de COVID a fost o cheltuială proprie din banii spitalului și administrației locale, ceea ce a făcut ca unele investiții să meargă mai încet. Dar încet, încet le punem la punct și cetățenii trebuie să aibă încredere în noi. Că la urmă, unde vreți să ajungeți cu spitalul? Adică la ce nivel de, știu eu, de secții sau de clasificare a spitalului vreți să ajungeți? Ca și clasificare, noi ca să păstrăm gradul trebuie să avem cel puțin o secție. Secția pe care o avem noi este de ginecologie, obstetrică ginecologie. Această secție, ca să funcționeze, trebuie să aibă ATI. Deci cam în jurul la aceste chestiuni ne învârtim. Secția ne-a redeschis-o deja, adică domnul manager cu Dorina, cu echipa care o are la spital, au și redeschis deja secția care o închisese fostul primar cu fostul manager. Noi a redeschis-o, în acest moment se poate merge foarte bine la consultație, se pot interna dacă este nevoie acolo. Și lucrăm de partea de ATI care să asigure funcționarea secției de ginecologie. În paralel încercăm să aducem cât mai mulți doctori. Acum Dorina zicea că a venit un doctor la laborator, parcă un doctor de ce face arabul, chirurgie plastică, chirurgie sau plastică, un medic de chirurgie plastică, un medic în cadrul laboratorului de analize medicale. Urmează să ne mai vină un medic pentru laboratorul de analize medicale. Avem și centru de recoltare pentru analize medicale, că se poate contracost. Doar contracost, din păcate, nu avem contract cu casa pe laboratorul de analize medicale, pentru că am pierdut. Contracost, dacă cineva vrea să facă analizele, se pot face la Vulcan? Se pot face, sigur că da, dar vreau să precizez că am pierdut și acreditarea RENAR pentru laboratorul de analize medicale. Drept urmare, nu am putut să încheiem contract cu casa ca să putem face casa analize gratuite pentru sigur că da, pe bilet de trimitere. Acum laboratorul de analize medicale funcționează doar pentru pacienții noștri care sunt internați în spital sau care au prezentări. Și pentru cei care sunt internați, nu aveți contract cu casa nici pentru aceia? Păi, acolo este un alt mod de finanțare. Pentru fiecare pacient, noi avem un contract cu casa, ni se decontează cazul, iar în acel decont sunt cuprinse și investigațiile de laborator, investigațiile radiologice și alte investigații pe care le prescrie medicul curant. Sunt pentru cei care se internează, se fac și laboratorul funcționează pe două schimburi, acum și după masa, și acum se încearcă și radiologia să urmează să se facă angajări, pentru că tocmai a trecut prin Consiliul Local o reorganizare, să spun așa, a fost aprobat noul stat de funcții, unde se regăsesc încă două posturi pentru radiologie, posturi care urmează să fie ocupate de două asistente medicale pentru a putea asigura două schimburi la radiologie. Din păcate, cred că și dumneavoastră la Spitalul din Vulcan vă confruntați cu aceeași lipsă de personal și
nu numai lipsă de personal momentan, ci o lipsă de personal prelungită, pentru că medicii știm cum bine știm și asistentele, în ultima perioadă mai mult asistentele au părăsit țara pentru alte... Da, așa este. În alte țări. Ne confruntăm cu o criză acută de personal, pot să spun așa, atât asistente medicale, cât și infirmiere și îngrijitoare, exact. Și chiar și muncitori. Exact. Deci stăm foarte, foarte prost și la partea de formație de întreținere. Din păcate, și nu se întrevede niciun viitor o soluție viabilă pentru a face ca spitalele și, în cazul nostru, din Vulcan, să aibă un personal calificat îndestulător. Da, să zic că secții veți putea deschide, nimic de spus, dar cu personalul, chiar și aici la Petroșani, și Petroșani duce lipsă de personal și la fel se plâng că nu există speranțe, nu prea sunt speranțe mari și... Da, ca să se înțeleagă de ce această reorganizare, pentru că fiind spital suport COVID, asta trebuie să înțeleagă oamenii, necesitatea ca laboratorul, urgența și radiologia despre care vorbea Dorina să funcționeze cât mai mult este primordială. Deci noi ne dorim ca radiologia să funcționeze și după masă, pentru că știm că atunci când vin cazuri de mai grave sau mai puțin grave, automat trebuie să le facem, să treacă prin radiologie, să treacă prin laborator, prin urgență, și am încercat ca aceste trei lucruri să fie asigurate acum, chiar dacă unii oameni vor fi mutați de pe o secție pe alta, va încerca să caute la radiologie, să angajeze acum în perioada următoare. Deci toate acestea nu le facem doar de dragul de a face angajări sau de a muta oamenii dintr-o parte în alta, și vrem ca până trece această pandemie care a venit peste noi, la Spitalul Municipal din Vulcan să asigurăm toate condițiile ca omul când se prezintă să poată să-i se ia analize, să facă raze și în cel mai scurt timp să se stabilească dacă are COVID sau nu are. Înțeleg de la domnul manager că în perioada următoare acest lucru se va stabili în maxim 24 de ore. Știm că acum durează câteva zile până vin rezultatele. Discutam astăzi cu el și îmi spunea că în maxim 24 de ore se va ști, omul face analize, face raze și în 24 de ore știm dacă are COVID, dacă trebuie trimis într-o secție. Dacă tot a venit vorba de COVID, câți internați de COVID aveți la spital în momentul acesta? Confirmați, știu că avem secția plină, 12, și avem și secția de paliație, am transformat-o în secție COVID, acolo internăm suspecții. Deci am primit o solicitare de la prefectură, cum bine zice Dorina, să ne mărim capacitatea. Pentru că nu mai aveau efectiv unde să se ducă, erau foarte mulți, și atunci secția de paliative pe această perioadă este secție COVID. Cum spunea și managerul, este o situație dinamică. Zice Dorina, sunt 12, atâtea locuri avem pentru COVID care sunt tot timpul pline, eventual că se mai vindecă unul, intră altul, iar cele de suspecți aproape 18, dacă am înțeles bine, dar aici este o alternanță, pentru că unii vin, unii pleacă, unii se transformă din suspecți în COVID, alții se transformă în negativ, și atunci situația este foarte dinamică și de la o zi la alta. Dar locurile pentru COVID, vreau să vă spun că sunt pline tot timpul. Și pe această cale vreau chiar să fac un apel la cetățeni să fie conștienți de ceea ce se întâmplă, să încerce să păstreze distanța, să poarte masca și așa mai departe. Chiar dacă unele măsuri nu ne convin, este foarte bine să încercăm să ne protejăm în această situație. Am avut prieteni apropiați care au trecut prin aceasta și vă spun că este destul de urâtă boala. Cel mai bine este să ne păzim. Noi facem tot posibilul ca atunci când ajung la noi, când ajung în cadrul spitalului, să le creăm toate condițiile, dar ce mai bine ar fi să ei singuri să se păzească, să nu ajungă în această situație. Sigur că nu e plăcut să ai o formă gravă de coronavirus, dar se pare că totuși
cei care sunt asimptomatici sau cu simptome ușoare sunt foarte, foarte mulți. Sunt mai mulți cei care nu trec prin boală chiar și fără să își dea seama. Sunt ca multe cazuri și chiar cei care au forme ușoare sunt chiar foarte mulți. Cei cu forme severe, sigur, există și această categorie. Din fericire sunt puțini. Acum, cu noile cuceriri ale științei și tehnicii mondiale, cu aceste vaccinuri care s-au inventat în ultima perioadă și care continuă să apară, deja sunt 3 vaccinuri care vor fi pe piață în următoarea perioadă și numărul acestora va fi din ce în ce mai mare. Sperăm că la anul o să scăpăm de pagostea asta care a căzut pe capul nostru, uite, și așa România avea tot felul de probleme, acum mai avem și problema asta cu coronavirusul, din păcate trebuie să facem, să strângem rândurile și să înțelegem că trebuie să depășim acest moment. Da, ați spus bine că este o pacoste, este o pacoste medicală, care... Nu mai medicală, e o pacoste, vedeți, și la nivel social, în primul rând, social. Evident. Deci... În primul rând trebuie să fim atenți, să respectăm regulile sanitare, a afectat foarte mult și partea economică, chiar este un colaps, aș putea să spun, pentru noi, atât pentru români, cât și pentru restul populației. Toată planeta suferă. Exact, exact. Mă uitam la americani. Americanii sunt mai relaxați, deși la ei sunt infecțiile cele mai multe și cele mai severe. Au, nu știu, 100.000 de morți, nu știu, ceva în genul ăsta. Au murit pe capete în America. Totuși, americanii sunt relaxați. Nu fac atâta panică cum suntem noi panicoși în Europa. Cele mai multe țări din Europa deja s-au închis, mă rog, într-un fel de lockdown mai ușor. Ca și în România. În România, de exemplu, se închid localitățile, dar practic nu știu în ce fel se închid, pentru că cine are de lucru merge la lucru, cine are de... Deci, până la urmă, nu știu ce înseamnă și asta, dar în sfârșit s-au luat niște măsuri. Acum vom vedea. Se pare că până la urmă virusul singur dă înapoi, sau ce puțin așa îmi dau eu seama, că în ultimele zile s-au înregistrat o scădere a cazurilor de... S-au început să avem toată lumea să trecem prin asta și... Probabil că autoimunizarea populației. Da, va veni vremea în care vom fi imunizat și nu va mai... Probabil. Dar ce am constatat și aici cred că nu mă poate contrazice nimeni, este foarte, foarte contagios. Am observat că atunci este extrem de contagios. Și toată lumea să urmărească acolo unde cineva are într-un grup, deja toți cei care au intrat cu el în contact, 90% au luat. Da, foarte mulți au luat. Deși nu au avut contacte, știu eu, cât de directe, faptul că au fost împreună sau au lucrat în același birou sau au avut anumite întâlniri, au luat toți acest virus. Deci acest lucru mă sperie, să zic așa, între ghilimele, și ne face să fim mult mai atenți. De aceea am și spus că oamenii să fie atenți atunci când discută mai aproape, la birouri, unde au tot felul de întâlniri, să fie cât se poate de precau, să poarte mască și să sperăm că trecem cu toții cu bine de această problemă. Și eu am aceeași speranță că la anul care vine, în 2021, împreună cu ajutorul acestor vaccinuri care au apărut și care vor apare, bine, vaccinul cred că a apărut cam repede, dar să sperăm că va fi eficient. Mi se pare neobișnuit de repede să apară vaccinul. Știu că se lucrează ani de zile la... Nu, ok, haideți să mai... Acum să privim partea bună. Să mai adăugăm o frază. Să credem așa cum... Că am cam lungit-o cu coronavirusul ăsta. Hai să mai adăugăm o idee la această discuție despre coronavirus și după aceea să trecem la... campania electorală. Se pare că filozofia de a se produce vaccinuri este total schimbată, în sensul că dacă până acum se produceau vaccinuri folosind segmente de virus și virus inactiv, da? Acum deja virusurile, vaccinurile care se produc nu mai conțin virus morți, conțin
elemente de ADN sau ARN, deci niște comenzi care fac ca virusul pe care îl ai în corp să devină inactiv. Deci practic nu învață, nu omoară virusul, ci învață corpul să-l neutralizeze, exact, să trăiască cu virusul și să-l neutralizeze. Să și sperăm, altă filozofie. Avem speranțe că această nouă tehnologie care a apărut, exact, va fi una folositoare. Deci, și eu trec speranța. Iar faptul că a vorbit despre COVID atât, să știți că cred că nu există oameni cu care te întâlnești să nu fie una din jumătate din discuție este despre COVID, așa că și dacă vorbim toată emisiunea și nu va fi suficient, pentru că oamenii așteaptă tot felul de informații și e bine să fie informații. Bun. Doamna Băncilă, deci candidați la funcția de deputat în Parlamentul României. Ca niște obiective pe care vi le-ați propus ca și candidat, dacă ne puteți spune așa despre ce gândiți să faceți? În primul rând, Pro-România are 5 propuneri, exact, pentru români. Prima este venitul minim de criză. A doua propunere este sprijinul economic de criză. A treia propunere este educația, adică reîntoarcerea copiilor la școală. A patra, evident, sănătatea, și aici va urmări implementarea unui program care să permită testarea tuturor cu decontare, exact, cu decontare pentru cei care optează. Se pare de bun simț. Exact. Nu se plătească câte... Trebuia de mult să întâmplă. Câteva și de lei să plătești ca să-ți faci un test. Nu doar testarea gratuită, ci și tratamentul gratuit pentru cei care aleg să rămână la domiciliu și să nu se interneze. Acum, în situația de față, cei care aleg să rămână acasă sunt obligați să își cumpere tratamentul. Bun, hai să le luăm pe rând. Pot să spun câteva vorbe despre venitul minim de criză. Aici este vorba despre asigurarea resurselor minime pe perioada de criză pentru fiecare român. Pentru fiecare român din țară sau din străinătate. Pro-România are în vedere să acorde tuturor celor care au venituri sub 2000 de lei o anumită sumă. Din câte știu, este vorba de 2000 de lei pe cap de locuitor care nu face parte dintr-o familie și 2500 de lei pe cap de membru de familie. Este propunerea Pro-România. Da, este o propunere care urmează... Chiar de bun simț și chiar ar face ca să treacă populația, să treacă mult mai ușor. Mult mai ușor și este chiar necesar în acest moment, având în vedere că foarte multe locuri de muncă au fost restructurate, că anumite firme au fost nevoite să își închidă sau să restrângă activitatea, iar pentru această situație, Pro-România are un plan anticriză care permite IMM-urilor să-și continue activitatea și să păstreze locurile de muncă. Au venit colegii mei cu anumite propuneri sau s-au gândit să reducă TVA-ul de la 9% la 5% pentru cei din Horeca. S-au gândit pentru firmele care plătesc chirie să îi ajute să elimine această plată a chiriei. Deci și asta este una din măsurile pe care le propun, să îi ajute pe cei care au credite să amâne plata ratelor. Sunt câteva măsuri la care s-au gândit. Sunt probleme importante. Da.
Iar în ceea ce privește educația, în primul rând, Pro-România pune accent pentru revenirea copiilor la școală. Este foarte important atât pentru copii, cât și pentru dascăli, și pentru părinți, bunici, mă rog, pentru familie în general. Da, având în vedere totuși că acest virus este deosebit de agresiv, revenirea copiilor la școală în condiții, de siguranță. De siguranță maximă. O să impună niște reguli sanitare stricte care cu siguranță vor fi respectate de cadrele didactice, era să spun cadrele medicale din obișnuință, de cadrele didactice care vor asigura aceste condiții de siguranță și vor condiționa copiii să le păstreze, evident. Bun. Domnule primar, dumneavoastră cum vedeți aceste măsuri ale Pro-României? Da, sunt măsuri foarte bune, sunt câteva măsuri importante pentru cetățenii țării. Noi aici în județul Hunedoara, împreună cu colegii noștri, am discutat, iar ei au mers mai departe la București și s-a făcut acest program. Am ales să nu venim cu 50 de măsuri pentru România din care oamenii să nu mai înțeleagă nimic. Sunt primele 5 măsuri despre care a vorbit Dorina și care trebuiau puse în practică dacă mă întrebați pe mine mult mai de mult. Imediat după starea de urgență, cineva trebuia să se gândească la oamenii aceia care au rămas fără servici sau care nu au putut lucra online de acasă. Este foarte greu pentru unele familii în care poate amândoi părinții au trebuit să stea acasă, să lucreze pe acei 70% care se dădeau, în condițiile în care toată lumea are rate, toată lumea are anumite datorii pe care și le trebuie să le plătească. Este prima dată când cineva se gândește că ca să supraviețuiești îți trebuie o sumă minimă. Deci acel coș despre care se știe, se vorbește în economie, coșul zilnic, deci există o sumă fără de care omul nu poate trăi. Acest guvern, din păcate, nu a făcut nimic pentru români, nu s-a gândit. Au luat niște măsuri pe care le-au considerat ei bune la momentul respectiv pentru a combate pandemia, dar ceea ce se întâmplă, ce lasă în urma lor oamenii, ce fac oamenii cu acei bani sau fără acei bani pe care nu mai primesc, nu s-a gândit nimeni la ei. Noi am venit cu o propunere, am venit cu propunerea ca domnul Victor Ponta să fie prim-ministru României și prima dată când ajunge la guvernare are 5 măsuri despre care Dorina a vorbit foarte bine, pe care le va supune guvernului și pe care va fi format și pe care va dori să le implementeze, indiferent cu cine va trebui să conducă, pentru că este clar că Pro-România nu va conduce singură țara. Dar, indiferent cu cine, vrem să avem cât mai mulți deputați, cât mai mulți senatori, pentru a avea un cuvânt de spus în viitorul guvern, în viitoarea alianță care va conduce România. Și iată aceste câteva măsuri, că vorbea despre educație, despre întoarcerea școlii. Sunt atâtea țări în care copiii merg la școală. Dacă facem teste acum, deja, cum am spus mai devreme, în 24 de ore se pare că putem să aflăm rezultatul, da? Spunea tot unul din puncte că testăm gratuit pe toată lumea. Este foarte important să știm, dacă știm la un moment dat cum stăm toți, atunci știm, cei care au se izolează, cei care nu au merg la școală, merg la serviciu și așa mai departe. E foarte simplu. Copiii, dacă toți copiii sunt testați, părinților sunt testați, știm cei care au stau, cei care nu merg la școală sau... Făceam o alternanță, așa cum s-a încercat cu acele, că erau un galben, verde, fiecare școală, adică mergeau 2 săptămâni, stăteau 2 săptămâni acasă, scenariu, că nu-mi venea cuvântul, scenariu galben, scenariu verde, dar puteau și acum, cel puțin copiii de clasa 8-a, de clasa 12-a, deci nu se poate ca, eu am băiatul în clasa 8-a, și vă spun că este foarte greu online să te pregătești pentru un examen de asemenea importanță. La fel și cei de clasa 12-a. Eu cred că toți părinții care au copii
într-o astfel de clasă care urmează să dea anumite examene, își doresc ca ei să meargă la școală. Eu nu cred că nu se puteau crea condiții măcar pentru această categorie sau, așa cum spunea la început, acele scenarii, să meargă o săptămână o parte din copii, o săptămână cealaltă parte. Este foarte important atunci când conduci o țară, eu văd de la Vulcan, când conduci o administrație, să te gândești la toate lucrurile, că e foarte ușor să iei niște măsuri, să impui niște reguli și niște restricții, fără a te gândi care sunt urmările. Te gândești doar la anumite lucruri care sunt imediate și pe care le consideri benefice, dar în spatele lor stau foarte multe lucruri care deranjează și care vin în... fac ca oamenii să desfășoare activitatea cât mai greu și foarte prost plătită în cazul celor care nu mai au loc de muncă. Deci Pro-România vine cu câteva măsuri, vine cu o echipă tânără, vine cu o altfel de mentalitate în primul rând, în ceea ce privește politica. Cred că cei care ne urmăresc la nivelul județului urmăresc și postările pe care le facem în mediul online, pentru că această campanie este un pic atipică, nu putem ieși foarte mult să vorbim cu oamenii, dar în mediul online eu cred că ne spunem foarte bine cuvântul, ne spunem foarte bine ceea ce dorim să facem și sperăm ca oamenii să înțeleagă că trebuie făcută o schimbare în sfârșit în România, în județul Hunedoara, iar echipa de candidați pentru deputați, pentru senatori la nivelul județului, eu cred că este una foarte competentă. Da, deși paradoxal Pro-România avea în sondaje un scor de 80%, să zic, acum 8-9 luni, la începutul anului, deci 2020, paradoxal, repet, a început să scadă cu tot efortul conducerii Pro-România, cu tot efortul echipei. Pro-România a scăzut câteva procente. Iată că în alegerile locale ați obținut locul 3 pe țară, nu, după câte știu, luptând împotriva curentului, cum ar veni, notând împotriva curentului un pic, pentru că ați înregistrat un scor extrem de bun în condițiile în care partidul a regresat câteva procente. Acum, din cât se vorbește prin târg, interesul ar fi să nu intrați în Parlament, ca să își poată face jocurile cei care își fac deja jocurile unde trebuie, nu? Și deja lupta, trebuie să fiți conștienți că este mai importantă decât ar fi normal. Pentru că, iată, cred că și faptul că v-ați unit cu ALDE, nu? Ar trebui ca să fie mai procentul de încredere al populației ar trebui să crească. Și zic asta pentru că mi-ar părea rău să dispară. Pentru că dacă Pro-România nu intră în Parlament, riscă să dispară Eu zic că și această alianță cu ALDE, care s-a făcut la nivel național, este una benefică și oamenii văd ceea ce se întâmplă, văd că avem practic cei mai buni doi prim-ministri pe care a avut România, fără lipsă de modestie, și Tăriceanu și Victor Ponta au fost miniștri buni la momentul la care au condus, miniștri care s-au gândit la oameni. Este foarte posibil ca, așa cum spuneți, să se dorească scoaterea partidului în afară. Știm foarte bine cum Victor Ponta a fost oarecum obligat să-și dea demisia atunci când era prim-ministru și și-a asumat o chestiune pe care nu era până la un club privat atunci. Cum zicea președintele Iohannis, a trebuit să moară oameni ca să își dea demisia. Acum au murit iar oameni pe la Piatra Neamț. Vedeți, ne asta, atunci au murit oameni într-un club privat, într-o societate comercială care nu avea nicio legătură cu guvernul. Acum au murit oameni într-un spital în care ar trebui să nu se întâmple, să fie tratați.
altfel. Da, deci este clar în subordinea guvernului și nimeni nu și-a dat demisia. Este posibil ca ceea ce spuneți astăzi să fie adevărat, dar la fel de posibil este și faptul că oamenii și-au dat seama deja cum stau lucrurile, cei care s-au săturat de stânga și de dreapta, de cele două forme de conducere care au guvernat de-a lungul anilor, și să-și dorească acum un alt partid, un partid care să aibă ceva de spus. Și cred că în această pandemie, încă de la început, Victor Ponta a fost cel mai vocal, să spun așa, cea mai vocală voce dintre parlamentari. A intrat mereu alături de oameni, a fost alături de noi, de toți cetățenii, și am încredere foarte mare că această combinație, să-i spun așa, între el și Tăriceanu, amândoi la un loc împreună cu echipele pe care le au, eu zic că va fi un plus pentru viitorul guvern al României. Da. Doamna Băncilă, mai avem 4 minute de emisie. Vă rog, un ultim cuvânt în această emisiune. Aș vrea să precizez că, într-adevăr, noi am câștigat la Vulcan, dar acest fapt nu se datorează doar lui Cristi Merișanu, mie, lui George Bălțatu, Fesner Ștefan, Andraș Emil, noi, cei care am fost în Consiliul Local și ne-am dat demisia la un moment dat. Care se a format echipa Pro-România, până la urmă, nu? Exact, se datorează echipei în totalitate. Noi, lângă noi, avem oameni destoinici, oameni serioși, oameni cu demnitate, oameni care vreau ceva pentru orașul lor. Sunt foarte mulți oameni care ne sunt alături și cărora vreau să le mulțumesc pe această cale pentru sprijin și pentru încrederea pe care ne-au acordat-o și pentru faptul că la un moment dat au venit lângă noi și au muncit cot la cot cu noi. Și rezultatele nu au întâlnit să apară. Iată că sunteți deja o echipă tânără la conducerea municipiului Vulcan. Domnule primar, vă rog, și dumneavoastră, lucrurile sunt foarte simple. Dacă la Vulcan se poate, înseamnă că se poate și la nivel de județ și la nivel de țară. Fără doar și poate. Dacă echipa Pro-România de la Vulcan are primele rezultate și vreau să vă spun că umblu prin primărie cu programul pe care l-am avut și le-am spus, acesta este programul, noi trebuie să rezolvăm tot ce... Și colegii mei știu, poate zâmbesc acum când se uită la televizor. Ca să fac o mică paranteză, ați făcut, până la urmă, ați desemnat viceprimarul, sunteți în alianța locală cu... Suntem în alianță cu PSD, cu PSD-ul, pentru că așa era normal, ei au avut cei mai mulți consilieri, am considerat că eu sunt un om corect, având cei mai mulți consilieri, au dat viceprimarul. Mi se pare o chestiune corectă, dacă atâta de multă lume a dorit ca și PSD-ul să fie la această conducere, le-am oferit șansa să fie și colaborăm foarte bine la nivelul administrației locale. Mesajul meu este foarte clar. Dacă Pro-România la Vulcan face treabă bună, haide să le dăm o șansă și la nivel de județ. Să încercăm și altceva. Am avut și PSD și PNL și mai știu eu UDMR. Haide să mergem acum pe mâna Pro-România. Cei care au mers pe mâna mea la Pro-România Vulcan, eu cred că nu au dat greș, cel puțin în această primă lună, prin ceea ce am început să fac. Eu le spun și le promit că dacă votează Pro-România la nivel de județ și la nivel de țară, nu vor pierde și lucrurile vor merge la fel de bine în continuare. Eu, ca și primar Pro-România, ar fi bine să am deputați parlamentari din Pro-România pentru a avea o legătură și o mai bună, un bun sprijin, să zic așa, în administrație. Da, în concluzie... Știu, ați întins o mână PSD-ului, pe care PSD-ul din Vulcan a răspuns și v-a strâns mâna. Nu știu dacă la nivel central se întâmplă același lucru, acolo cuțitele sunt mai ascuțite, vântul este mai... Așa se întâmplă mai, înainte mai, de alegeri. Bate mai puternic, sunt ambiții și orgolii. Sunt idei care de multe ori sunt contradictorii.
vom trăi și vom vedea. Campania este încă întoi, suntem la mijlocul campaniei, ne vom mai reîntâlni în această campanie cu alte noutăți. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Mulțumesc invitațiilor mei. Până la următoarea emisiune, vă doresc numai bine!